După ce au golit rafturile magazinelor în goana după cadouri și produse specifice meniului de Crăciun, giurgiuvenii au revenit la cumpărături. De fapt, orașul s-a trezit din amorțeala primelor două zile de Crăciun, dovadă forfota din jurul magazinelor și a tarabelor din piața centrală. Chiar dacă nu toți comercianții și-au deschis tarabele, cei care nu vor să piardă nicio zi fără a face comerț au avut de câștigat. Vânzările sunt bunicele, iar clienții destui. Îndestulați de carne și produse bogate în colesterol, giurgiuvenii au dat iama în legume, fructe și produse lactate. Ce mai cumpărat? Ce trebuie. Doale casă, ce trebuie. Vă pregătiți pentru revelion? Da. Roșii, morcov, păstrănac, ce trebuie pentru revelion? Dimineața mai greu. Abia după, pe la ora 11 așa începe vânzarea mai bine. Am văzut că sunt destui cumpărători. Optează pentru lactate acum, după carne? Da, după, vă dați seama, după tocătură, după... Ori să cumpere și brânză, și legume, și fructe. Vânzare bună. Dimineața mai greu. Abia după, pe la ora 11 așa începe vânzarea mai bine. Am văzut că sunt destui cumpărători. Optează pentru lactate acum, după carne? Da, după, vă dați seama, după tocătură, după... Ori să cumpere și brânză, și legume, și fructe. Pentru pensionarii giurgiuveni, care au făcut din piața centrală un loc ideal pentru a sta la povești, a treia zi de Crăciun a însemnat relaxare, dar și un bun prilej de a testa piața și de a admira cumpărătorii agitați pe la tarabe. Cum e piața acum după Crăciun? E frumoasă, e frumoasă. E de toate. Ce ne lipsește? Bănuți, bănuți. Că dacă am avea bani, n-ar mai fi nici... Bine că ei aduce, nu și-a de să... Dar dacă nu e bani, trebuie să te uiți la anumite lucruri, testeri la guriță și mergi mai înainte, zici că ai și mâncat. Ați ieșit la o discuție, așa? Da, sigur, că așa, după să mai eliminăm din carnea asta grea de porc, că nici n-am avut. Am mâncat o ciorbă de cartofi cu praz. Minune, minune! Păi lasă mânce cine poate, cine nu poate să rabde. Iată că te înjuri din seara la televizor și te aude. Nimeni n-a mâncat ciorbă de cartof zilele astea. Vrei să te duc acasă să vezi că pe aia o am? Păi o mănânc după anul nou, cu pe bubotează. Da. Acum trebuie carne, nu? Carne, carne, ca lumea, domne. Da, copuțică. Bun. Cum a fost acest Crăciun? În limita posibilităților, după banii noi care am avut, ne-am distrat așa potrivit. Nici bine, bine, dar nici rău. Am făcut față și noi cu viața așa, cum ne-am obuzat. Deși de Crăciun, carnea de porc este preferată a majorității, azi la carnea de pui era coadă, semn că giurgiuvenii simt nevoia unui meniu mai ușor din punct de vedere caloric. Vine însă revelionul cu o altă masă bogată, deci cu mai multe cumpărături.